Sindicaliștii s-au declarat nemulțumiți de faptul că salariile personalului din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au fost înghețate prin ordonanțe de urgență. A fost o acțiune comună în care am pichetat Ministerul Administrației și Internului și Ministerul Justiției. De la 1 ianuarie au blocat toate sporurile la nivelul lunii decembrie 2018. Deci acea mărire salarială care o așteptau colegii mei, de fapt, e un mare... Deci. Nu e ceea ce s-a așteptat oamenii. Blocând toate sporurile, oamenii n-au câștigat la salariu așa cum sperau. Dacă la 1 ianuarie 2018 sperau că vor câștiga 25%, au câștigat în final un 3-5%. Noi am cerut să aplice grila de salarizare din 2022, cum s-a aplicat în alte sectoare de activitate și la noi, cei din sistemul public de apărare. Cele trei solicitări ale sindicaliștilor către guvern sunt condiții de lucru mai bune ca dotări și logistică, salarizare echitabilă și încetarea discriminării pentru pensionarii militari. Și îmbunătățirea condițiilor de muncă, dotări, logistică și toate astea. Astea sunt acțiuni, chestii comune, care greutățile astea le întâmpinăm și noi și colegii de la poliție. Când un angajator cere performanță, trebuie să-ți ofere și condiții pentru a putea să-și desfășoare activitatea și să obții rezultate. Protestul de astăzi s-a încheiat fără ca vreun reprezentant al guvernului să stea la masa discuțiilor cu sindicaliștii. De la Ministerul Administrației și Internilor n-a ieșit nimeni, la Ministerul Justiției a fost numită o delegație, a cerut domnul ministru 5 persoane reprezentative care sunt parte o discuție cu el, ne-a tot promis că va discuta cu noi în jumătate de oră, au trecut 2 ore și n-am mai reușit să discutăm. În timpul protestului, manifestanții au cerut în repetate rânduri demisia ministrului de interne, Carmen Dan, și a ministrului justiției, Tudorel Toader. Acesta din urmă se întreba ironic pe Facebook în această după-amiază dacă protestatarii mai sunt sau nu în piață. Sindicaliștii vor protesta și mâine în capitală.